Bună dimineața, bine v-am prieteni! O destul de, destul de ciudată poziție ar trebui să avem, dar în același timp corectă. De ce drona aia, între ghilimele mari, căzută în România, n-ar trebui să fie o știre? În primul rând, va trebui să înțelegem că atunci când ești în război sau în apropierea războiului, ar trebui să renunți la ideea asta de adevăr fundamental, adevăr spus, peste tot doar pentru că tu vrei cea mai mare audiență din țara asta. Și am văzut de două zile un festival incredibil al zburătăcerilor, tot felul de oameni, o să le spun, da? care vin și contrazic orice autoritate militară din România, cum că ăștia nu vor să recunoască, dar noi știm mai bine. Doar pentru că sunt niște surse din Ucraina. Și aici aș merge un pic în istorie. Să știți că ofițerii Stazi, da, securitatea din RDG, da, aia postă sovietică, după 90 au spus, uh, pentru noi a fost foarte ușor, undeva la 90% din informațiile le luam din presa RFG-ului, pentru că era ambiția aia să spunem noi, că nu știu autoritățile, las că spunem noi. Uh, aici sunt două posibilități. Să zicem că ar fi căzut acea dronă în România. Mă duc iarăși la istoria foarte recentă. Amintiți-vă de incidentul, accidentul cum vreți să-i spuneți, din Polonia, când o dronă sau un sistem de apărare împotriva dronelor a căzut în Polonia și s-a întâmplat și o tragedie acolo cu doi morți. Bun. Deși presa a făcut presiuni imense, Ministerul Apărării, oficialii polonezi au preferat. Să stea, să analizeze și să vorbească după La noi ar trebui să fie același lucru Chiar dacă sunt presiunile astea imense Ale televiziunilor culmea Care iau cei mai mulți bani de la guvern Despre asta vorbim Să mergem în continuare Să zicem că drona aia ar fi căzut Te apuși tu să vorbești în locul autorităților Doar pentru că ești gazetar și vrei audiență? Eu zic că deja sărim calul a doua chestiune. Bun, ucrainenii sigur că au tot interesul și este un interes, dacă vrei, validat de realitatea aia urâtă care e la granițele lor cu Rusia, ca Occidentul să fie cumva mai solidar cu ei. De ce? Occidentul, trebuie să recunoaștem și chestia asta, multe țări, hai să nu zicem Occidentul, au fost cumva destul de, 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 destul de lente în a ajuta armata ucraineană pe considerentul că nu trebuie Rusia uh, supărată. Au trecut luni și luni și luni până când s-au făcut tot felul de acorduri, ba de asistență militară, ba de echipament militar, ba de tancuri nu știu de care, ba de avioane nu știu de care. Adică, cumva, uh, știi, jena asta, naivitatea asta cum că Rusia se va opri, jena că vai, o vei deranja, să știi că a costat mii de morți, mii de violuri, mii de distrugeri în Ucraina. Și când zic Ucraina, nu vorbesc acum de țara aia pe care poți să o iubești sau poți să nu o iubești. Poți să te uiți în istorie și să vezi un lucru bun sau un lucru rău. Nu, vorbesc de Ucraina ca fiind un fel de, un fel de pivot spre care se îndreaptă Rusia cu gândul astăzi Ucraina. Ne liniștim o perioadă, ne fortificăm tot ce înseamnă capacitatea asta de atac și după a merge mai departe Exact cum au spus foarte mulți oficiali din, din Kremlin da, cu privire la Europa Nu trebuie să radem Polonia, România, Polonia și încă o țară Trebuie rase, vom arunca bombe nu știu unde în Marea Britanie Adică există intenția că nu o pot face acum pentru că sunt o armată de bețivi și de corupți e altă mâncare de pește. Dar peste 10 sau peste 20 de ani vor încerca iarăși dacă aceleași unele țări din Occident sau din Europa Centrală sau din Europa de Est, vezi Bulgaria, da? fac pași înapoi sau se uită cu spaimă la nemerniciile Rusiei. Deci, din punctul ăsta de vedere, analizele ucrainienilor care încearcă, prin orice mijloace, să, să, să facă acele țări din Occident să priceapă, sunt de înțeles. Bun, bun. România însă nu are treabă cu așa ceva. Chiar dacă ar fi căzut acea dronă, nu te apuci să dai, să pui uh, fustele în cap, da ci procedezi exact cum au procedat polonezii. Băieți, stați un pic să analizăm, să vedem ce este, care sunt riscurile uh, aruncării în valuri a adevărurilor. Uh, uh, care să, să, să facă un tremol în populație, pentru că există și cealaltă parte a războiului, care e la fel de ucigătoare ca un tank. Panica. Panica poate ucide la fel ca un tank rusesc. Bun. Mergem pe partea cealaltă. Să zicem că nu a căzut drona în România. Păi dacă nu a căzut drona în România, înseamnă că există niște adversari chiar în interiorul României, da? Și culmea, chiar în presa asta despre care am mai spus, primește cei mai mulți bani din guvern. Adică, de dragul audienței, băgăm toată România într-un girofar, nu e așa? Încercăm să, să, găsim tot felul de formule înspăimântătoare prin care românul nostru, nu e așa, Getodac, să stea cu ochii beliți la televizor. Mă uitam la televiziunea penalilor, la televiziunile penalilor, că sunt mai multe, da? și mă uitam cum știu să, să manipuleze tot felul de jumătăți sau sferturi de adevăruri. Domnule, o nouă tulpină de COVID. Se pregătesc restricții. Nimeni n-a vorbit în România de așa ceva. Vă vom spune adevărul despre ce știe Iohannis. Ce știe Iohannis, cred că mai știe Ministerul, ministrul apărării, prim ministru și încă doi-trei din servicii. Dar ei, ăia de la de Lughiță, știau deja tot. Adică la fel antenele care au venit cu un fel de las că știm noi mai bine, noi suntem afiliați CNN, am plătit taxa pentru asta și vă spunem adevărurile noastre ca fiind adevărul fundamentale. Chestiunile astea pot costa. Pot costa foarte mult pentru că, știi, eu am mai vorbit o dată despre ce ține o țară la oaltă. Nu no țin munții, nu no țin pensiile speciale sau salariu minim. Știi ce ține? Bufferul de încredere. Bufferul de încredere și aici deja pot face comparația cu polonezii. Polonezii de trei ori au dispărut din istorie. În mod, dintr-o logică de asta balcanică, îi spune, domnule, oamenii ăia sunt terminați psihic, istoric, cu vrei tu. Da? Ăia săraci o iau la fugă la prima, nu știu, la prima, la prima, bubuitură, având în vedere că au dispărut din istorie de trei ori și au experiențe traumatizante cu istoria. E bine, nu. Au venit polonezii și au spus, a, nicio problemă, noi băgăm 4% din PIB anul ăsta în apărare. Anii viitori vor fi cu 5%. Adică o lecție incredibilă pe care o dau, mai ales vecinilor nemți, despre marile priorități ale societății. Bun, bun. În același timp, există un fel de, de tremolo foarte bun în societatea poloneză, care pare pregătită și cred că este pregătită să apere instantaneu orice. orice nu știu firimitură de pământ polonez. Chestiunea asta o putem uh, spune și despre România? Greu. Greu pentru că aici uh, va trebui să recunoaștem de la presă până la politicieni, parcă toți au făcut, sigur, cu excepții onorante, toți au făcut în așa fel încât să meargă naibii toată șandrama asta numită țară, patrie, etc., etc., de 1 decembrie, 23 august și 24 ianuarie. Bun. De ce? Tot timpul s-a mers pe mitologia asta a excepționalismului românesc. Dom'le, noi români, noi nu știu cum, în loc să ne arătăm defectele, să vedem unde trebuie reparat. Și culmea, o parte din populație, era să zic o mare parte din populație, este pe paradigma asta. Cum, domnule, nu vorbești frumos despre România? Dar nu-i țara ta? Ba da, e țara mea, dovadă că n-am plecat de aici. Și am fost fraierul care n-am plecat de aici, pentru că și tu ai rămas aici, sau tu dacă ai plecat, trebuie să-mi scot pălăria în fața ta, că ai fost de 10 ori mai deștept și mai atent la realitate decât am fost eu sau cei rămași aici. Bun, însă, Toată, toată strofocarea asta, cum că ar, fi, că ar fi excepțional, că suntem aici de 2000 de ani, că noi suntem, cum zicea ăla de la Academie iap da, doamne, suntem nu știu la limbă vorbită, 80 de milioane, vorbesc românești, de parcă ar conta chestia asta sau parcă ar fi adevărată. Înțelegeți? Și atunci se creează un fel de buffer, nu de încredere, ci de, de suficiență. Nu, nu ni se poate întâmpla nimic noi suntem nu știu cum. Pe de o parte. Pe de altă parte, exact aia care vin pe, pe, pe paradigma asta excepționalismului, sunt cei care se uită peste ochelar la NATO, la Uniunea Europeană, la America. Da? Este o modă deja și cred că în toată Europa, din partea lor care au mai dat cu creta după profesori, să spună, știi, războiul din Ucraina se va termina când vrea America. Sau dacă americanii n-ar fi acolo, ca și cum ar fi acolo, da? războiul s-ar termina, sau NATO a pornit războiul, tot felul de aberații astea extraordinare, care și ce fac? Dau la rădăcina încrederii, până la urmă, în propria țară. Că, știi, când vorbești despre țară, eu, de, de exemplu, am, un, am o jenă. De ce? S-a demonetizat atât de mult cuvântul ăsta, s-au pus atâtea majuscule în dreptul cuvântului ăstuia, la fel cum popor, națiune, etc., toate sunt majuscule în țara asta, da? încât pur și simplu te ferești un pic să intri în hora ălora care dansează, dă să meargă dâr la și cu cocărdău tricolor, urlă cum că ei sunt getodaci și nu mai au nimic de făcut, dacă le scrie român în, în buletin, totul este rezolvat. Chestiunea asta trebuie evitate, pentru că exact ăia sunt cei care fac rău unei țări. Exact aia. Eu prefer diatriba aia împotriva realităților dintr-o țară, diatriba aia vindecătoare, reparatorie, și nu odele înălțate doar pentru că ai văzut o statuie cu Ștefan cel Mare sau cu Mihai Viteazul sau mai știu cu cine. Înțelegeți? Ori revenind la dronă, ca să încheiem subiectul, nu este treaba acestui popor sau populație. Aici există instituții într-o zonă de asta destul de fierbinte geopolitic, destul de fierbinte militar, ă, sigur că poate n-ai încredere în instituții. Poate te-ai săturat de toate ștampile rotunde, de la Ministerul Apărării până la Iohannis, de la Agenția de Păs în Agricultură până la, nu știu, un, știu polițistul la care strage trage o amendă că ai depășit viteza, da? dar ești obligat să ai încredere în instituții. Pentru că, atenție, nu există alt reper decât instituția. Și modelul ăsta eu l-am văzut la polonez. Polonezii uh, au problemele lor cu Partidul de Guvernământ. Și el, la fel cum sunt unii ortodoxiști aici, acolo sunt catoliciști, o să le spun. Da? Dar niciodată n-au pus la îndoială și nu pun la îndoială ceea ce trebuie să facă instituțiile de forță, adică cele de apărare. Când vorbim de instituții de forță, în România vine o semantică de asta destul de destul de. de, de hmm. Așa vrei să te ferești de ea, instituții de forță, adică servicii, adică armată. Dar exact alea sunt primele pe care le vei chema să te apere în caz de mai mult. Da? Și atunci mă duc la inutilitatea acestei știri pusă repede pe banda galbenă de breaking news. Și nu numai că e inutil să pui asemenea lucruri pe banda galbenă, pe breaking news-uri, dar este și periculos. Și mă întorc iarăși la ideea. Că într-un război, panica poate omori mai mulți oameni decât tango. Asta, așa, ca o poveste de dimineață spre amiază. Dacă o înțelegem bine, dacă nu, să nu fie mai rău, nu așa cum zicea pesedistul ăla de la Bistrița, să fie bine ca să nu fie rău. Dacă ne obișnuim cu chestia asta, o să vedeți că răul suntem chiar noi. Binele! Ha -ha. Știi bancul ăla cu uh, întrebarea la radio Erevan? Uh, când va fi bine România? Răspuns. În România, binele deja a fost.